cel mai urât în fotbal mi s-a întâmplat la Zimnicea. Așa, povestiți-mi. Jucam la, la o echipă dragă mie, care unde mi-a prins la, la Botoroagă. Așa. Liga 4. Așa. Cumva. cum, Acum, se mai, la... cum se chema echipa? Botoroagă și Ai Ajax -aj <laughs> nu cred, Ajax -aj Botoroaga. Da, da, okay. Deci acolo am, am uh, ce mai mari amintiri frumoase. Eram cel mai bun. Eram, am, am, citit și articole, în să vin în coace. Peste Așa. tot a fost primul, primul negru din fotbalul Teleomani. Primul Așa. negru da. din și au venit zairezi, tot fel de chestii. Noi, să, uh, noi uh, nu aveam pericol să retrogradăm sau să pomovăm eram foarte bine. Numai ca zim ce dacă îi bateam, ei retrogradeau. Doamne, n-am simțit atâta jignire. Din minutul unu, pentru că se știau că eram un jucător important, Uh -huh. Repet, da. nu trebuia multe, dar dau foarte multe pase de gol din cauza uh, vitezei mele Da. și venau la mine și scotam foarte ușor jucători, luau cartonașii, uh -huh. aveam o chestie. Bun, acolo am jucat, noi nu trebuia să câștigăm, era full pentru că ei retrogradeau. Nu trebuia doar pentru că voiau ei să nu câștigați? Da, au zis, am încercat au încercat să facă manevre. Au încercat, nu? Înainte. Așa. Erau evidente. Hey, da. Putem povesti cu mai multe. porci, cu ce au venit? Cu ce? Au venit cu de toate. Și cu masa, cu toate. Păi, ei nu și n-au vrut. Pentru okay. că noi ne plăteau foarte bine că aveam foarte un jucător. Și nu le interesa. Okay. Le interesa okay. jocul. Da. Și dacă am ziceai că eu am aranjat, eu nu joc. Nu, nu uh -huh. vin să-mi rup picioare pentru uh -huh. plăcerile tale. Da. Cam așa era logica. Da. Da. când am intrat la încălzire, în culoare unde treceam, să te -a. Ne, ne pau de nu puteai să stai. Și stăteam, așa stăteam. Wow. toate. Unu, doi. Din minutul 5, când am făcut prima acțiune, toate apelative posibile și imposibile erau acolo. Chiar că mă simțeam. da, ideea alta. Am zis, păi eu dacă nu dau un gol astăzi, cred mm -hmm. că mor. Pentru, doar pentru faptul că mă înjură cred că era minutul 68, am dat gol. Sau primeciu 1-0 pentru... Da. Nu ei trebuie să mai dau, să, să văd trei goluri. Da. Cam așa erau. Da, da. Sau, sau primeciu. Și am intrat acolo, n-au și lovit. Ah. n-au Și jignit. Am plecat cu poliția de acolo. Uh. Știți care culmea? Al doilea an trebuia să jucăm cu ei în cupă. Nu m-am dus. Nu. Sunt momente în viață când trăiești momente dificile. Dacă om trebuie să știi cum să treci peste, nu să faci din asta o chestie. Bine, am înțeles și pe ei, după ani de zi ei trebuie să retrogradeze. Mm -hmm. Uh frustrat. Jucători. După doi ani de zile am jucat cu unul din ei la, la Rova. Așa. Și spunea, ia uite mă, m-ai lovit, m-ai făcut, acum suntem colegi. Păi mă, toți te respectam și ne place. Ești un fair play, și din comun. Dar ce să faci în momentele astea? Noi vedeam numai negru în fața ochilor, pentru că nu aveam cum să te oprim. Tu nu trebuia să vii să joci la meciul ăla. Mm. Te-am rugat, te-am făcut, tu ai venit să joci. Așa e gândire la oameni, un din ei, de frustrare. De a zic că foarte multe persoane sunt frustrate în viața lor. Asta fac să zică anumite chestii, toate poate chiar le pare rău. Nu e vorba numai în fotbal, ci în viața de, de zi cu zi.